fotografie. Iubit în Hristos, desigur, astăzi dimineața liturghia care am sfârșit este liturghia Sfântul Vasile cel Mare. Deci rugăciunile sunt mai multe, mai lung, pentru că este timpul în care noi pusim, trebuie să pucăim, să mergem către sărbătoarea cea mare a Vasile Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Deci am vrut ca părinții să se spune cu voce tare rugăciunile. Pentru că dumneavoastră acasă cred că nu aveți liturghierul, adică unde sunt scrise rugăciunile. Și câte ori și pentru preoții suntem așa de trebuie să terminăm, că lumea este puțin nervos. Atunci preoții zice rugăciune în taină, corul cântă și n-au zis niciodată, poate o dată pe în viață, rugăciunile. Deci am dorit că astăzi de dimineață să zicem rugăciunile de Sfântul Vasile cel Mare, care, cum am spus, este sărbătorit, sărbășit numai 10 ori pe an. De ce suntem a doua duminici în postul mare? Este dedicat Sfântul Gregorie Palamas, de care Părintele a spus foarte frumos. Dar pentru noi creștini, noi trăim între când Mântuitorul Iisus Hristos a fost născut de Fecioara Maria și până când va veni Mântuitorul nostru Iisus Hristos a doua oră. Noi stăm în mijloc. Când a fost născut Mântuitorul, când va veni Mântuitorul, avem timp, sperăm că să pocăim, să o viață bună și să mergem mai departe ca creștini în viața aceasta, sau suntem în România, sau Iugoslavia, sau în China, sau oriunde, suntem ortodoxi creștini, trebuie să rugăm, trebuie să avem o viață creștină ortodoxă. De ce a fost născut noi? Nu pentru că numai a fost dorința părinții noștri, la fel a fost așa dorința Dumnezeu nostru ca să trăim în timpul în care sunt născut noi, ca să dăm mărturisire despre Sfântă Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De ce noi aici avem o bogăție de credință, o bogăție care folosiți dumneavoastră fiecare în viețile voastre, fiecare zi. Unde sunteți fiecare, acolo este biserica, nu numai aici. Asta îi întâlnim. Dar unde sunteți fiecare, acolo este biserica. De ce lumea caută? Ce fel de om este? Ce fel de doamnă este? Ce fel? Ce fel? Este creștin. Ce fel de creștin? Ortodox. Ce înseamnă ortodox? Zice, înseamnă drept măritor. Trebuie să mergem drept atunci, dacă așa suntem. Și drept, ortodox înseamnă și slujba adevărată. De ce iubitul de Hristos a venit mai ales mâine începem Sfântul Sinod, care este sinodul nostru episcop în America. Se întâlnim la Long Island, două ori pe an, și eu mă duc acolo să reprezint pe românii. Vedeți, fiecare episcop, avem 12 episcop cu metropolitul nostru Ticon, întâlnim două ori pe an să discutăm problemele și bucuriile noastre. Atunci eu pot spune mâine, am bucuria a fi împreună cu dumneavoastră astăzi la pogorâdei Duhului Sfânt să întâlnim, să slujim împreună cu Sfântă Liturghia a Sfântul Vasile cel Mare. Deci am venit și am slujit ieri seară la vecernie la Sfânta Maria, astăzi dimineață cu dumneavoastră la Liturghia Sfântul Vasile și aseară vom fi la Părintele Musta, la Sfinții Gabriel și Michael, pentru un acatist. Acatistul în cinstea preasfințitul nostru, Policarp Marușca, care a fost primul episcopul nostru în America. După dânsul a venit în alt preasfințitul Valerian Trifa. După dânsul eu am fost sfințit. Atunci așa este legătura noastră cu Sfinții Apostoli, deci Sfinții Apostol Petru și Pavel, până astăzi avem aceeași legătură
cu credința și tradiția și Evanghelia, cum a fost propovăduit în timpul Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Este foarte important că noi știm. Biserica aceasta, câți ani are Părintele? Câți ani? Când a fost înființată? 85 până acum este aproape de 30 de ani. Aproape. Dar nu. Biserica are mai mult de 30 de ani. Avem 2000 de ani. Ah, e sigur, biserica este una. Nu avem nicio o fracțiune aici, acolo. Noi n-am început dintr-o 1600 sau 1300, 1500, 1000. Din începutul, atunci, chiar dacă sărbătorim într-o parochie 40 de ani sau 5 ani, sau, e biserica de 2000 de ani. Atunci, chiar când sărbătorim în viitorul 30 de ani, nu va fi 30 de ani, va fi 30 de ani în care e comunitatea aici, a înlocuit, dar este aceea credință cu Sfinții Apostoli, 2000 de ani. Am fost la parochia noastră, întâmpinarea Domnului Iisus Hristos la Acre, în Ohio, în februarie, care a avut 100 de ani. În mai vom fi la Sfântul Gheorghe, în Regina, Saskatchewan, Canada, de parte de aici, încă 100 de ani. Și mai târziu, la Combre, cred, la Sfânta Maria la Cleveland, 110 ani. Vedeți, românii sunt în America și Canada, dar din păcat că au pierdut strada, au uitat credința. De limba nu vorbim, pentru că este posibil la trică ortodox și numai limba engleză sau altă limba, dar așa este, încercăm să avem o viață creștină, pentru că așa suntem mântuiți. Iubiți de Hristos, am cerut Sfinții Părinții care sunt aici astăzi împreună cu noi, fiecare să dau un cuvânt despre învățătură. Fiecare a dat un fel de floricel, că avem o bucată de flori, de cuvintele frumoase pentru săptămâna viitoare și mai departe. Am dorit numai să spun că nu predica, este un fel de nume de mărturisire. Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, înainte a fi născut din Sfânta Maria, a existat întotdeauna neîntrupat. Neîntrupat. Bun, spunem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a venit între noi. Sfântul Ioan zice, Sfântul Ioan Evanghelist spune, cei care am dorit a vedea, a asculta, a atinge Dumnezeu, fiecare dorim să vedem, să auzim, să atingem pe Dumnezeu însuși, cum se poate? Pentru că Dumnezeu nu se poate fi atins. Dar din iubire a venit între noi un trup. Trup de la Sfânta Maria Fecioară s-a făcut trup, s-a făcut om și a trăit între noi și a spus dânsul și a avut Tatăl în gânduri, a vorbit Fiul și acționează prin noi în Duhul Sfânt. Este foarte important când se lege Mântuitorul a venit nu într-un fel de un vis. Nu, a venit în trup. Născut în Fecioara Marie, după 9 zile, 9 luni, născut, crescut și a venit a predica noi viața cea adevărată, care este. Că Dumnezeu este, este și Tatăl și, și Fiul și Duhul Sfânt și iată toate păcatele noastre că să avem bucurie în această viață. Bucuria de viață nu este ce le va veni în împărăție. Acum avem bucurie, pentru că știm că Dumnezeu iubește pe noi, că Dumnezeu este. Că bucuria noastră este înțelegere că Dumnezeu iubește pe noi și iată tatele noastre. De ce? Când Mântuitorul astăzi în Evanghelie a spus că Iisus Hristos a văzut cineva bolnav, a spus iată, păcatele tău sunt iertat. Și lumea împrejur, evrei, așa, Mântuitorul a fost și el de Sfânta Maria, este evraică.
e creștină după. Este evrai și a spus toți care îi împrejur, hei, cum se poate spune un om aretare care cunoște mama și tata, de a venit la Sfântul Iosif, cum se poate zice, păcatele tău sunt iertați? Asta este numele Dumnezeu. Și Mântuitorul răspuns, da, de sigur. Dar ce este mai ușor? Și spune, ridicați-vă sau păcatele sunt iertați. Și lumea a spus, e sigur. Ridicați-vă și mergeți mai înainte. Pentru că numai Dumnezeu iartă păcatele. Atunci, ai înțeles lumea încet, că Iisus Hristos este nu numai din Sfântă Maria, dar este Fiul lui Dumnezeu adevărat în sens unic. Pentru că a înțeles lumea Dumnezeu iartă păcatele și Mântuitorul Iisus Hristos a spus, iert păcatele. Iubiți în Hristos, pentru evrei, nu a fost că a fost împotriva Iisus ca predicator. A fost împotriva faptul că un predicator sau rabai a spus că este și Fiul lui Dumnezeu și se are în putere a ierta păcatele. De ce Mântuitorul Iisus Hristos, când a fost răsemnit pe cruce, îngropat, câte zile? Trei zile. Îngropat, a fost mort, a înviat. A venit la viață. De ce? Mântuitorul l-a spus într-un sens, dar nu este în Scriptură, dar așa este, că dacă toate ce am spus, dacă toate ce am făcut, nu este de la Dumnezeu, atunci Dumnezeu care este adevărul, nu m-a ridicat din moartea. Vedeți? Dacă El va fi înviat, înseamnă că eu sunt de la Tatăl cel Ceresc și ce am spus și am făcut este cu stampă stabilă categorie a lui Tatăl cel Ceresc. Și de ce este important pentru noi creștini? Pentru că știm că a fost resemnit, știm că a fost îngropat și a înviat din morți după 3 zile. Și a fost văzut de numai de 12, dar de 70 și de 500 într-un moment. Așa este. Înțelegem Sfântul Toma, care a venit, a spus, nu cred că ești cu adevărat înviat, dacă nu ating. Și Mântuitorul spune, hai, vedeți atunci, puneți-l aici. Și a spus, Dumnezeu meu și Domnul meu. De ce, iubit în Hristos, știm că există o viață veșnică care va fi după viața aceasta, lumea aceasta, dar în lumea aceasta pregătim să iubim Mântuitorul Iisus Hristos și Sfânta Maria Fecioară, să iubim, să avem o viață bună, o viață creștină, ortodoxă, pentru că așa suntem aici. Deci spun și repet, chiar dacă suntem în postul mare și postim pe toți, să rugăm mai mult, dar să avem o bucurie. Bucurie este că știm ce a promis Dumnezeu însuși, ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos și ce va aștepte pe noi în viața care va veni. Dumnezeu să primească rugăciunile noastre. Am dorit că să spune că veșminte sunt frumoase, nu? Da. N-am purtat niciodată. Numai acum, astăzi, pentru că a fost pregătit pentru sfințirea de Biserică Sfântă Maria. Dar când a fost sfințirea Sfântă Maria, cineva a dat un alt rând de veșminte și sunt acolo. Atunci am nevoie astăzi de un rând de veșminte. Unde sunt ceilalți? Dar de ce? Am nevoie la pogorâi de Duhului Sfânt de veșminte. Atunci, slavă Domnului!